toată lumea, bine am găsit la un nou episod de Extreme Deep. Păi, am rămas unele fășieri, am făcut aici câteva lucruri și vreau să ne craftăm un top 4, să zic așa, dar nu e top 4, un hammer. Bun, hai să vedem dacă e ceva pe aici. Avem nevoie de pietre, de un stick și mi-am făcut și un program pe acest canal care o să fac un videoclip astăzi cu el, adică să vi-l arăt care va fi, poate vă și interesează, poate nu. Eu sper să nu uitați la videoclipurile mele și cam asta e. Bun, deci unde sunt rocile astea? Și în general vor apărea vreo 6 videoclipuri de Stanley Deep pe săptămână. E mult, dar mie îmi place Stanley Deep, mai ales că acum nu mi se mai corupe salvarea și pot să mă joc și mă îndomă. Cum mă joc? Da. Bun, deci eu am nevoie de roci. Și nu găsesc. Și trebuie să fac un hammer, așa că hai să... Ok, potato plant. Hai să luăm cartofii și să mai căutăm niște roci, că ne-ar trebui. Uite, văd rinsul acolo și aș merge, dar nu am loc în inventar și nu văd la greu să va șterge. Acum am fost data trecută pe nava aia și... Oh my gosh, eu puteam să fac cam aici două roci. Ok, nu prea am fost atent. Ok, am puțin lag. Nu-mi place când am lag. Păi, pun o mică pauză și revin după ce rezolv lagul. Ok, gata. Am făcut eu aici niște setări și hai să facem un crud hammer. Unde e? Ok, e foarte mult. De fapt, sunt foarte multe chestii. Mai e consola, deci așa se aprinde consola. Ok, nu știam când apăsam pe aia ce se tot deschide. Haide mă, haide că vreau. Așa. Și acum cu ăsta putem face un foundation pe care, dacă nu îmbrăcăm într-o piatră, o să îl facem cam pe aici. Și o să ne facem o casă. Micuță, mare, cum o fi. Mai face el câte îndrăfuri în jocul, dar totuși asta nu contează. Să zicem dacă avem nevoie de mâncare. Puțină. Cam cât cartofi ăștia? Perfect. Hai să luăm ăsta și să tăiem copacul. Bun. Astăzi voi posta 2-3 clipuri, cred. Cel mai probabil vreo 2. Dar în programul meu am scos cam puține videouri, adică 13 pe săptămână e destul de puțin. Așa că o să încerc să fac chiar mai mult de 13. În jur de 14-15 fac și info-video și de astea. Adică nu e mult, nu e puțin. E perfect. Ia-s-te mie. Încerc și-o bugul ăla. Nu-mi iese mie. Ok, păi așa se face. Bă, frate, totuși, la lene ne trebuie bugul ăla. Ca să facem noi treaba mai rapid. La not o să lăsăm ca oamenii. Ok, a surit ultima. Am zis eu că nu o să folosesc bugurile, dar trebuie să le folosesc la lene. E chiar enervant cu lenele. Și hai că avem tot ce ne trebuie.
Nici stick-uri. Bun. Ce este? Aici a fost copacul. Și vreau să văd dacă pot face un pat. Da, am nevoie de lashling. Destul de mult. Cred că sunt la multe iteme pe care le am aici. Da, i-am zis că seria e non-lag, dar se mișcă ca în grăuț. Aoleu! Aoleu! Aoleu, ce fel se mișcă? Păi vedeți ce fel se vede? Ia să-i dăm noi un save. Așa. Să-i dăm un quit. Da, și... Bun, și după îi dăm load game. Să vedem. Sper să nu se mai miște așa sărat din halul ăla. Ok, și-a revenit. Ia uitați-vă acum ce bine merge. Bun, bun. Așa mă, dacă mergem noi cu ăsta, putem mai facem fundație. Mă, dar eu nu vreau fundație. Eu vreau altceva. Uite aici. Mă, dar nu o fundație, pot să fac... A, stai, 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 stai. Trebuie să fie pe fundație. Ok, nu mai loc. Hai la fundație. Unde e? Uite aici. Să punem astea. Lește, mă, nu știu ce am luat. Așa. Bun. Și acum hai să ne avem cu spicurile și cu palmfrondurile. S-a făcut noapte. Deci, mă rog, o să facem un pat, o să mă uit pe Wikia. Wikia, doamne, să mă uit pe Wiki-ul ăsta. Să mă uit pe Wiki și o să văd. Bun, deci facem un sport. Nu l-am pus bine. Tu o să fărătuiești. Trei suporturi. 4 suporturi și o să facem mai multe căsuțe. Facem un roof. Și ăla acum. Dar nu, 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 cu vedere la mare o să fie. Ok, vreau să pun aici. Perfect. Și mai trebuie să strângem resurse. Mai gaceață. Frumos, rău. Îmi place jocul ăsta la nebunie. M-am jucat în continuu, în continuu. Dar trebuie să primez, că altfel mă certați. Bun, a fost și potato plant. Ce atmosferă ciudată are noaptea. Nu pot să mă folosesc de bugul ăla, că eu nu știu să apăs. Ok, și am să luăm copacul după noi. Merge? Vino. Mersi. Bun. Facem și aici același lucru. Și nu uitați de un like dacă vă place seria de Stranded Deep. Mie îmi place. Și bă, totuși aș vrea like-uri, dar vreau să strângem și vizualizări la seria asta, deoarece este destul de interesantă, frate, adică este un fel de explorator în jocul ăsta, adică dacă vrei să te duci în mijlocul oceanului, te duci și dacă nu mai ai urmări, asta e partea a doua, dar este foarte interesant jocul, adică are o logică. Și, nu știu, eu nu l-am cumpărat, dar cel mai probabil o să-l cumpăr, dacă îl găsesc ieftin pe Steam.
Am mai vreo 15 euro sau nu știu cât. Dar îl vreau, frate, e mult mai mișto dacă li și cumpăr, adică acolo poți face update-urile, frate, de când îi de pe Steam. Dacă plit pe net, trebuie să faci de fiecare dată un update descărcând iar jocul. Și adică să-l descarci, să zicem, de pe Kick-Ass. Și de-aia am rămas la prima versiune și n-am mai făcut update-uri, deoarece chiar nu am chef de chestii de astea. Bun, facem un nou gol și îl punem aici. Chitrez mă pe partea asta. Bun. Mai facem unul. Și vrem aici. Și gata prima clădire. Mai e destul de interesant. Și da și nu. Am închis ceva acum. Mie îmi place. Ce să mai facem? Ce să mai facem? Hai să luăm ceva de mâncare. Da, și să bem apă. Hai să luăm o gură de apă. Și vreau să văd rapid cum se face un pat. Și cred că am destul de așa. Ia, dacă merg eu cu ăsta. Nu. Pun o pauză și revin după ce aflu că aseară m-am uitat, dar nu am reținut tot și hai că revin după ce fac asta. Bun, deci am revenit și am aflat cum se face. Noi trebuie 6 sticuri, 4 palm fronduri și 4 leașe. Deci am pus acolo toate materialele și acum dacă dăm cu ăsta, ok, avem un pat. Și hai să plasăm în ăsta. Ia să vedem, se poate? Nu. Și atunci îl punem lângă. Nu merge. Atunci o să rămân aici. Și îi dăm slip. Bun. Hai să vedem. Eu îmi face și o ușă, dar cred că de nou update. Steps, support wall, bandage, crude knife. Ok. Crude spear. Ne trebuie lashling. Ok, am nevoie... Ce e asta? Ah, tot potato plants. Ne trebuie niște lashling. Așa că haideți să luăm o iuca de pe aici. Bun. Hai că avem nevoie de un iuca. Pardon, un lashling. Și... încă... încă câteva, deci, două sticuri și un rock shard, care se obține printr-o rocă spartă. Nu asta vreau să fac. Ok, rocă. Pe asta o aruncăm aici și luăm ăsta. Cum dau crouch? Cum dau crunch? Mă rog. Hai să vedem. Trebuie să dăm în ea până se sparge. Ok. Ne dă rock shard. Acum ne trebuiesc două sticuri. Deci, uite aici un stick. Rătăcit. Bun. Punem aici. Punem aici. Și am putem ne facem un crude spear. Care ne ajută cu prinsul animalelor. Adică, pac, l-am prins pe crabul ăsta. După care, dacă punem noi aici pe foc, o să prăjească. Așa, și așa rămâne. Și am l-avem la noi. Putem să-l prăjim, dar ne trebuie acum 6 roci ca să-l prăjim. Pentru că... da, cum să n-ai tu nevoie de ceva în plus când vrei? Păi, hai să mai vedem ce mai avem pe insula 6. Deci ne trebuie 6 roci. Mamă, și când mă uit la graficile jocului ăsta, chiar mă uimesc. Îmi plac foarte mult. Ok, aici s-a spawnat. What the heck? Bun. Poate mai găsim ceva pe aici. Ce e asta?
Practic. Ia hai noi acum în mare. Iar nu chiar în mare. Aici pe lângă, să găsim un peștișor. Ok, sardină. Unde? Unde e? Ce e asta? Ce e? A, uite o sardină. Stai! Da, mor. Nu pot să nimeresc. Ei, luăm aer. Bun. Uite, mă. Uite, mă, ce fel fug. O, deci am fost data trecută. Și ne-am întâlnit cu nenea Rechen. Bun. Nu s-a uitat nimic cât timp ești în apă. Iau damage. Da, luam damage de la ăla, de la apă. Luam damage pentru că nu mai aveam aer. Nu vină, așa, mă. Vine eu. Bun, și am apasta, putem să o prăjim, să o băgăm în noi. Acum o luăm. Și avem aici o sardină. Pe care, acum, ia să luăm noi ăsta, lighter-ul, și să dăm foc la campfire. După dăm drumul la sardină. Trecem pe campfire. Să dăm zgomot de ăsta și mecher. Când e gata, putem să mâncăm. Bun, nu mai avem viață, nici mâncare. Acolo să scrie cooked sardine când o să fie terminată. Nu, cred că din asta aș putea eu să-mi fac eu niște surse de mâncare. Bun, hai să vedem. Arunca astea, ia uzi, e gata. Dar unde e sardina? Ok. Cooked sardina și arată. Și cât ne dă? Nu ne dă mult. Bun, am dat Q. Bun. Ia să punem și crabul. Haide. Vino. Vino. Nu mai fac eu acum un fire pit, deoarece n-am destul. N-am destul de roci. Ei, nu merge. Îmi trebuie fire pit templul ăla. Sardinele merg ca lumea. Bun, un drinkable. Nu prea mai avem viață. Și, au, cred că două ore să fac asta. Da, și suntem ca și zbiriați de rechin, ceva gen. Vedem, o spargem și pasta, așa, drinkable, 4, și putem să noi să ne îmbătăm. Bun, și mai luăm ăsta și le spargem. Bun, o să ne dea 8 de astea. Uite, mai avem un rock shard. Ok, ce s-a întâmplat? A, s-a spart ăla. Nu, ce? Ia să luăm noi de aici pocket knife-ul. Și să spargem cu ăsta. Cred că am bugui jocul. Să spargem cer cu ăsta. Bun, luăm de aici mâncarea. Bun, și mai avem de-asta, e făcut, e drinkable, dar nu știu de ce, cooking, așa scrie acolo,
Ia să mă uit eu cât timp mănânc. Da, pentru cooking ai nevoie de asta. Asta nu contează, o să mă uit eu în seara asta. Vă informez mai mult și după mai facem un episod. O să vedem. Da, gata. Nu știu ce să zic. Cam atât episodul ăsta lume. Eu am fost Alex Gaming Ro. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like și subscribe. Și dacă mai aveți episoade de noastră, de pe același lucru. Păi, până data viitoare.